Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Suceava derulează din septembrie 2011 și până în luna august a acestui an proiectul Grundvig Edit European Days. Proiectul este finanțat prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale, în cadrul programului sectorial Grundvig, care este destinat educației adulților. La simpozionul de joi de la Casa Prieteniei au fost prezenți toți cei implicați în proiect atât din România cât și din Spania, Danemarca și Anglia. Scopul principal este coeziune socială și dezvoltarea dialogului social, interculturalitate și învățare experiențială prin participarea la aceste evenimente speciale. Astăzi ne aflăm aici pentru că este Ziua Europei, iar ultima întâlnire de proiect se desfășoară la Suceava, având ca temă Ziua Europei, eveniment de coeziune socială. Din activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect amintim doar câteva: realizarea unui calendar cu sărbători naționale și internaționale, din care se vor selecta 5 pentru activitățile comune din timpul mobilităților, realizarea de activități de formare în echipe mixte în timpul mobilităților, în fiecare mobilitate echipa gazdă va lucra în echipă cu unul dintre parteneri pentru a realiza activitățile propuse, echipa din România va coordona activitățile de formare din Spania din luna mai 2012. Va proiecta activități pentru learnerii din Spania pe temele următoare: creativitate, sport și abilități practice, realizarea unui logo pentru proiect pentru a avea identitate vizuală și fișe de evaluare după fiecare mobilitate.